Fursecuri în care folosim cerealele care nu le mai mâncăm și sunt în prag de expirare. Ca să nu le aruncăm, le folosim la fursecuri, biscuit. Ce folosim? Cantități egale de margarină Rama folosesc eu. Deci margarina și uleiul să fie cantitatea egală cu laptele și zahărul. Cam 250 de ml de ulei cu margarină, 250 ml lapte și aceeași cantitate de zahăr. Folosim cerealele care le avem, ovăz și puțină ciocolată și margarina Rama la temperatura camerei. Două ouă în care am adăugat un praf de sare și o linguriță de bicarbonat de sodiu. Deci două ouă cu un praf de sare și cu bicarbonatul de sodiu, în care adăugăm zahărul, dar nu lăsăm să se dizolve. Deci lăsăm zahărul să ronțe puțin în dinți. Adăugăm margarina, uleiul și laptele. Punem cerealele, ovăzul și ciocolata. Permestecăm. Și apoi punem făină ca să se lege compoziția. Și un praf de copt. Neapărat un praf de copt ca să se coacă. Apoi adăugăm făină până este o compoziție. De-aia vă spun că nu. În funcție de cerealele care le avem, de ovăz și deci ce avem la îndemână, trebuie să iasă o compoziție groasă, mai groasă. Pe care o punem cu lingura în tavă. Dacă cerealele au fructe, și mai bine. Dacă nu, putem adăuga noi și fructe, și ciocolată, și ce dorim. Am adăugat făină până când a ieșit o compoziție groasă. Deci groasă. Luăm cu lingura și punem în tavă. Cam așa. Chiar dacă se umflă și se lipesc între ele, nu e problemă, le dezlipim. Da? Restul compoziției o punem la frigider până coacem prima tavă. O lăsăm la cuptor până când se coace. O jumătate de oră, 40 de minute, în funcție de cuptorul pe care îl avem. Așa arată coapte. Sunt foarte fragezi. Foarte gustoase pentru copii, pentru cei, pentru cafea. De ce să aruncăm cerealele care nu le mai folosim și sunt aproape în prag de expirare, când putem să facem bunătăți pentru oameni mari și copii. Puțină ciocolată, puține fructe confiate, cereale cu fructe,
Dacă folosim unt, nu mai folosim ulei. Deci punem margarină cu ulei sau unt.